Cercetări efectuate ieri de către oamenii legii au scos la iveală faptul că 15 persoane, constituite într-un grup infracțional organizat, ar fi vândut pe parcursul anului 2023, în mod repetat, diferite cantități de cristal, 3 CMC și 4 CMC, droguri de mare risc. Clienții erau preponderent tineri, inclusiv elevi din municipiul Sighetu Marmației și localitățile limitrofe. Mai mult de 30 de persoane au fost conduse pentru audieri la sediul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Biroul Teritorial Maramureș. Pentru ca acțiunea să iasă ca la carte, și-au dat concursul mai multe instituții din țară. Brigăzile de combatere a criminalității organizate Cluj, Oradea, Suceava și Brașov, polițiștii din cadrul inspectoratelor de poliție județene Maramureș și Bistrița-Năsăud și jandarmii mobili Cluj-Napoca. De asemenea, și-au adus aportul lucrătorii din cadrul inspectoratului de jandarmi județean Maramureș și cei ai inspectoratului teritorial al Poliției de Frontieră Sighetu Marmației. Pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de Procedură Penală, precum și de prezumția de nevinovăție.